care lucrarea ta de suflet. Lucrarea mea de suflet. Pentru că de ce nu am avut lucrarea ta de suflet? Așa, din care o tradiție de la Sfântul Moara originală, nu pot să vă spun unde este localizată, dar cea din lucrare zic că este localizată foarte adânc. Pentru mine, faptul că chiar dacă timpul trece, asta nu înseamnă că îmbătrânim sufletește. Rămânem copii mereu. Bine ați venit la vernisajul acestei expoziții în cadrul Centrului de Informare și Promovare Turistică din Șmileu, Silvaniei. Este un prilej deosebit pentru noi astăzi să gândim această expoziție, dat fiind faptul că avem onoarea ca la Șmileu, Silvaniei să găzduim un cerc de pictură condus de profesorul Dumitru Costelaș. Și aici aș vrea să fac puțin referire atât la acest vernisaj pe care, la această expoziție pe care noi o vernisăm astăzi, cât și la ceea ce ați reușit să vedeți pe holurile Centrului Național de Informare și Promovare Turistică în cadrul diferitelor și diverselor proiecte pe care le-am inițiat împreună cu diversi parteneri, am reușit să oferim și să punem, să aducem o pată de culoare în acest loc și multe alte spații din orașul Șmileu, Silvaniei. Îmi revine onoarea să-l introduc pe domnul primar Mihai Cristian Lazăr pentru a ne spune câteva cuvinte și în același timp să-i dorim succes în carieră și este primul eveniment cultural al Șmileului la care participă și mulțumim în același timp pentru participare. Eu vă mulțumesc pentru invitație și să știți că vin cu mare drag și cu mândrie în astfel de evenimente. O să fie doar câteva cuvinte din partea mea, dintr-un singur motiv. Astăzi nu este vorba despre mine, despre niciunul dintre noi de aici, despre Ștefania. Și ea trebuie să fie în centrul atenției și cu toate reflectoarele puse pe ea, pentru că merită. Astăzi este o zi despre vocație, să spun așa, și mă bucur că un tânăr ca ea a putut și a reușit la o vârstă, zicem, fragedă, când vorbim de vocație, să-și găsească vocația. Pentru că acum, în timp ce stăteam și analizam și picturile, începeam și o admiram tot mai mult pe tânăra noastră artistă. Și mă gândeam la Mircea Eliade, la drumul către sine însuși, la romanul adolescentului Miop, când discuta tocmai despre această temă, găsirea vocației. Mă bucur foarte mult pentru Ștefania și cum i-am spus și când am întâlnit-o la început. Astăzi o felicit pentru ceea ce a făcut și vreau să fie un simplu punct dintr-un drum care va continua mult și bine și va crește tot mai mult. Felicitări și profesorului care în urmă numai Costelaș, atât pe Ștefania cât și pe ceilalți copii din cadrul Centrului de
pictură de la Șimleu și vreau să dau un mesaj foarte scurt. Știți că atât timp cât eu voi reprezenta funcția de primar aici la Șimleu Silvaniei, vom face tot ce ne stă în putință ca valorile tinerii să fie puși în valoare cât mai bine aici la Șimleu Silvaniei și nici de cum să fie neglijați, ci din contră să fie cei cu care ieșim în față și ne mândrim. Și cu Ștefania ne mândrim și astăzi și și în zilele care vor veni. Felicitări și mult succes în continuare! Mulțumim, domnule primar, pentru gândurile bune și alese pe care ni le-ați transmis. Și am convingerea că veți reuși să sprijiniți și să oferiți suport tuturor tinerilor, așa cum am încrederea că veți reuși să vă susțineți toate proiectele până la realizare și materializarea lor. Mulțumim! Din partea inspectoratului școlar județean o avem pe doamna inspector Gabriela Dumuza, care va transmite mesajul domniei sale și a inspectoratului a instituției. Mulțumim! Stimați invitați, dragi tineri artiști, în numele inspectoratului școlar județean Sălaj, doresc să o felicit pe tânăra artistă Ștefania Maria Muza cu ocazia expoziției personale de pictură, la al cărei vernisaj am fost invitat să participăm astăzi noi, publicul larg, iubitorii de frumos. Arta nu este ceea ce vezi, ci ceea ce îi faci pe alte se va răspunea pictorul francez Edgar Degas. Mesajul proiectului expozițional prezentat de tânăra artistă Ștefania Guța, care este eleva Colegiului Național Simeon Vărnuțiu din Șimleu Silvaniei, este destinat confirmării ipotezei că picturii, una dintre cele mai spectaculoase arte, îi se poate acorda un rol mult mai larg în folosul publicului, ea putând să iasă la lumină, devenind imaginea fixată pe pânză, cutie sau perete, ca o adevărată operă de artă. Astfel, ea va putea fi apoi văzută și admirată de către publicul larg, prin transplantarea ei în ambientul personalizat al omului, în viața lui zilnică. Nu în ultimul rând, aș dori să-i sfătuiesc pe toți participanții nu doar să privească lucrările expuse, ci și să caute înțelesurile lor profunde, de a căror existență ne asigură și ne intrigă însăși titlurile alese de autoare. În același timp, sunt convinsă că vom avea ocazia de a parcurge expoziția alături de autoare, având posibilitatea de a descifra cu succes motivația fiecărui demers artistic, cât și alte indicii ale experiențelor însușite prin creație. Doresc să-l felicit pe cel care a inspirat acest eveniment, pe maestrul Dumitru Costelaș, un artist care nu mai are nevoie de prezentare, cel care a îndrumat nenumărate generații de învățăcei, care astăzi sunt prezenți pe marile sumeze ale galeriilor de artă. Felicitări, domnule profesor! Îi mulțumim elevei Ștefania Guza pentru acest vernisaj, și vă mulțumim tuturor celor care ați făcut posibilă realizarea acestui eveniment cultural de marcă. Vă doresc mult succes în continuare. Mulțumim, doamne inspector, pentru mesajul instituției Inspectoratului Școlar Județean. Și avem prilejul ca în această după-amiază, aici la Șimleu Silvaniei, să-l avem pe managerul Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, domnul Daniel Săuca, care a venit la fel să susțină un tânăr artist și probabil să se inspire. Domnia sa este și poet și probabil avem o combinație perfectă între poezie și pictură. Domnule Daniel Săuca, vă rugăm. Bună ziua tuturor! Mă bucur să fiu din nou la Șimleu Silvaniei și să vă spun și câteva gânduri legate nu neapărat de această expoziție și mai întâi despre faptul evident pentru unii, pentru alții nu. Și anume, cultura a fost, din punctul meu de vedere, cel mai afectat domeniu de pandemie. De un an și jumătate am trecut prin diverse momente, nu tocmai fericite. Și mă bucur că astăzi putem să oferim publicului din Șimleu, Silvaniei și nu numai, o expoziție reală, adică vernisajul unei expoziții reale.
nu știu dacă voi v-ați săturat de expozițiile online sau de alte lucruri legate de acest miraj al online-ului, dar eu cred că încet, încet vom ajunge la normalitate. Iar ceea ce se întâmplă astăzi este așa ceva. Important este ca în sălaj și numai sălaj să ne revenim, să ajungem să facem ceea ce știm, să putem încuraja pe copii, pe elevi, să se dezvolte sau să-și dezvolte vocațiile, pasiunile. Vă invit și pe această cale la Școala Populară de Arte și Meserii, o secție a Centrului de Cultură și Artă a Județului Sălaj, instituția Consiliului Județean Sălaj, unde vă puteți dezvolta aptitudinile, vocații. Altfel, cum spuneam, vin cu plăcere la Șineu Silvaniei și vin de mulți ani, de vreo 30 de ani. Și pentru că am făcut armata aici, printre altele. Dar am venit cu plăcere la invitația domnului Dumitru Costelaș, a cărui activitate urmăresc de multă vreme. Ceea ce a făcut dânsul aici, la Șineu Silvaniei și la Zarău, este extrem de important. Și la fel de important este să fie sprijinit în continuare. Pentru că acești copii, sigur, nu vor ajunge toți mari pictor sau pictor, dar este important să-și dezvolte, cum spuneam, aceste abilități, aceste vocații, aceste pasiunile lor. Iar Dumitru Costelaș este, să zic așa, printre nebunii județului Sălaj și îl apreciez pentru migalea, răbdarea, perseverența cu care se ocupă de copii, atât la Șineu Silvaniei, cât și la Sălaj. Altfel, întâlnirea autoare, o felicit, îi urez în continuare succes, să încerce să persevereze și cu siguranță succesul va veni mai devreme sau mai târziu. Tuturor felicitări celor care v-ați implicat în această acțiune. Mulțumim frumos și pentru susținerea din fiecare an pe care instituția pe care o conduceți oferă diferitelor activități culturale de la Șineu Silvaniei și apreciem acest lucru. Mulțumim încă o dată. Am prilejul și plăcerea să o invit pe doamna director Angela Lipo în calitate de profesor, fost profesor, dar cred că și de prieten și drumător al Ștefaniei să ne spună și să ne adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc foarte mult! De fiecare dată când particip la un astfel de eveniment în orașul meu, este o mare bucurie. Iar atunci când este vorba despre unul dintre elevii crescuți în școala noastră, bucuria mea este multiplicată. Pentru că domnul primar a spus că astăzi este despre Ștefania, voi contura în câteva linii subcinte parcursul ei, nu neapărat în artă, pentru că voi vorbi din perspectiva profanului, nefiind un specialist în artă, fiind doar un iubitor al artei. Și pentru că vorbeam, pentru că aminteam mai devreme de acest itinerar și parcurs al Ștefaniei, olimpica noastră județeană și doamna dirigintă prezentă aici poate confirma, dincolo de faptul că este talentată, este o fată inteligentă, serioasă și perseverentă, cu care ne-am mândrit întotdeauna, iar ceea ce ne propune astăzi este un fel de pariu cu veșnicia, pentru că arta în sine și artiștii își doresc ca mesajul lor să prindă și să fie ancorat în eternitate. Această exprimare a sinelui pe care mi-o propune astăzi Ștefania, după cum puteți observa, este în tonuri calde, vibrante, în nuanțe ușor perceptibile care vorbesc de trecerea de la copilărie spre adolescență, spre o maturitate nu doar fizică, biologică, ci o maturitate artistică și pe
pentru că Daniel spunea mai devreme că avem o relație veche de pe vremea când a adus-o baza. Vreau să vă spun că mâine împlinește 16 ani. Prin urmare, această expoziție este o încununare. O încununare, sunt 16 lucrări, am numărat bine? 15 și cea de-a 16-a lucrare în care va sufla astăzi, se regăsește într-un loc secret aici în centrul nostru de informare. Prin urmare, ne mișcăm printre simboluri, iar perspectiva, lumina, tematica abordată, toate acestea vorbesc despre Ștefania, despre ucenicia pe care, ucenicia de atelier pe care a desfășurat-o în apropierea maestrului, așa cum a numit evenimentul de astăzi, pe urmele maestrului. Și dacă Grigorescu a fost încă de la 10 ani, era ucenicul maestrului său iconat, în prima parte a activității sale artistice se puteau identifica sau se putea identifica amprenta maestrului, ceea ce în partea de început a picturilor pe care Ștefania le-a expus în diverse expoziții aici în Șimleu s-a putut observa și identifica. Odată cu trecerea timpului se conturează o personalitate distinctă. Da, sunt umbre pe care și le lasă maestru în creația ucenicilor săi și sunt aici o mulțime de copii extrem de talentați care mi-au promis că voi fi invitată la fiecare dintre vernisajele expoziții, vernisajele lor. Și în acest context a trebuit să închei. În acest context Iureș Ștefaniei să ia de la domn profesor, de la maestrul ei, căldura, nuanța, lumina și să le ducă mai departe. Mi-a venit în minte când am văzut titlul expoziției romanului Mihai Bulgakov, Maestru și Margareta, un roman, acum trec în zona mea, un roman pe care vi-l recomand spre lectură, criticii numindu-l unul dintre cele mai bune romane ale secolului 20. Acțiunea se petrece pe două planuri, și în Rusia și la Ierusalim în vremea lui Ponțiu Pilat. În fine, ca idee, Margareta învață să zboare. Îți doresc să zbori în alt, să ne colorezi viața și la cât mai multe expoziții. Așteptăm expoziția cu 100 de lucrări de la cei 99 de ani. Un mesaj de suflet, vă mulțumim din suflet pentru acest mesaj și înainte de a da cuvântul maestrului Dumitru Costelaș, o invit alături de noi pe mama artistei să ne spună câteva cuvinte. Cred că la început de carieră nu s-ar fi putut fără susținerea de acasă, primită de acasă. Bună, Dia, mulțumesc pentru prezența și mulțumesc lui Dumnezeu pentru copilul pe care mi-l-a dat. Talentat, muncitor și eu mai mult nu știu ce să spun. Noi vă felicităm pentru Ștefania și are prilejul domnul profesor, maestru Dumitru Costelaș, să ne spună mai multe despre Ștefania, pentru că astăzi este despre Ștefania. Bună ziua! Domnule primar, doamna inspector, domnilor și doamnelor directori, onorat public, cu voia lui Dumnezeu de sus, iată suntem aici pentru ca să vedem munca unui tânăr artist, unul despre care vom auzi în viitor, sunt sigur. Această expoziție pe care o vernisăm astăzi este datorită muncii ei, a plecării asupra
Opusului a ceea ce vedeți astăzi. N-am să o lungesc tare, dar cu permisiunea dumneavoastră am să fac o scurtă descriere a artistei ca să știți de unde am început, unde suntem în prezent, iar viitorul îl lăsăm să spună cu lumea. Ștefania Maria Buza este născută la 13.08.2005 în orașul Șimleul Silvaniei. Actualmente este elevă la Colegiul Național Simpliu Bănuțiu din Șimleul Silvaniei, director Bianca Șerban și Covaci Ișvan, diriginte Silvana Jurcău, clasele 1-8 le-a urmat la Școala Generală Silvania, director Angela Lipo și Mariana Ghile, diriginte Adriana Crișan, cărora le mulțumesc în numele meu personal pentru modul în care a educat-o și a pus pentru prima dată creionul în mână și a ajuns unde este astăzi. În Șimleul Silvaniei, în prezent, Maria Buza este membru al Cercului de Pictură Silvan Art, care aparține de Casa Orășenească de Cultură, respectiv Primăria Orașului Șimleul Silvaniei și Consiliului Local, care sprijină activitatea noastră culturală de 10 ani. Totodată vreau să mulțumesc pe această cale pentru tot ceea ce a făcut Primăria, pentru orașul nostru, pentru tinerii care îi conduc eu în Silvan Am. Așa, Ștefania Maria Buza activează în Cercul de Pictură de 6 ani. Când a venit, era așa micuțucă și am pus prima dată pensula în mână. După câteva ședințe, mi-am dat seama că are talent, că are viitor. Eu sunt sincer cu fiecare. Dacă are talent, sigur, urmează calea asta și mă plec pentru fiecare ca să scot ceva, artistul, talentul din el. Dacă nu, Dumnezeu a lăsat pe fiecare cu ceva, pe nimeni n-a lăsat pe pământul ăsta aiurea. La fiecare i-a dat ceva, poate e bun la muzică, poate e bun la sport și atunci încerc să-l canalizez spre altceva, dacă nu este bun acolo. Ștefania a obținut mai multe diplome și premii în cadrul unor evenimente atât pe plan local, cât și festivaluri culturale, expoziții unde a participat cu lucrări pentru care o felicit. Titlul expoziției înseamnă exact ceea ce ar trebui să facă fiecare dintre acești tineri, adică să-și urmeze maestrul sau profesorul. Pentru că dacă ești un profesor bun și elevul tău va fi bun. Nu există copil rău. Nu există. Toți sunt buni. Este important ca atât dascălul, cât și copilul să muncească și să dovedească că poate. Așa am făcut și eu în urmă cu 40 de ani. Ne-am urmat prima dată maestru Demeter Atila. El a fost maestru care m-a învățat prima dată pe mine tainele picturii. Ștefania este copilul pe care fiecare părinte și grădător. Și felicit pe această cale părinții, pentru că au avut încredere în mine. I-au lăsat pe acești copii să le arat din darul pe care Dumnezeu mi l-a dat mie. Și asta fac. Ștefania are de gând pe viitor să urmeze studiile superioare de arte plastice, cum de fapt poate dumneavoastră unii știți, căci de la pepiniera Silvan Art au pornit și au terminat artele plastice și dacă îmi permiteți am să spun câteva nume. Salai Marco, Grădinar Maria, Torje Adelin. Cei doi au intrat la Facultatea de Arte Plastice în Hamburg. Mate Ștefana, Pop Alina,
Lupo Violeta, Șirean Alexandra. Toți acești copii au pornit de la școala Silvania, de la Orea, din pepiniera Silvan Park. Vreau să menționez și o să închei cu aceste cuvinte. Vreau să menționez că Silvan Park nu ar fi existat astăzi dacă nu am fi avut sprijin local de la primărie, Consiliul Local, și domnului Septimiu Cătălin Țurcaș, care s-a implicat în toate activitățile culturale, sportive, locale, pentru care îi mulțumesc eu în numele părinților. N-am să mai vorbesc acum despre trecut, trebuie să vorbim despre prezent și despre viitor. Am să mă opresc un pic la lucrările pe care, vedeți dumneavoastră, sunt expuse pe simeze. Ștefania a abordat aici, a menționat și antevorbitorul meu, pentru care îi mulțumesc și cu riscul de a mă repeta, ceva din tehnica mea, dar lucrările în 80% sunt gândirea ei, sunt inspirația ei, sigur, ca și fiecare copil are nevoie de un drumar. E ajuns la nivelul acela în care este pe treptele consacrării. Când un copil îți ajunge la valoarea aceasta, indiferent cum se numește acel copil, în tine ca dascăl crește inima. Știi că nu, munca ta nu a fost în zadar. De aceste nume pe care vi le-am spus înainte, și Leu, și nu numai și Leu, România va auzi. Ceea ce trebuie să facem noi, este să le acordăm sprijin și încredere. Nu sunt împotriva tehnologiei și nu am să fiu niciodată. Dar acel copil pe care îl vedeți, această tânără pe care o vedeți azi lângă mine, n-a stat să se joace toată ziua pe telefon sau pe calculator, s-a plecat, a muncit aici, sunt ore și ore, sute de ore de muncă. Ceea ce înseamnă talent și dăruire. Dați-mi voie să o felicit personal, pe eleva mea, dați-mi voie să vă mulțumesc dumneavoastră, dascălilor încă o dată, părinților, tuturor pentru prezență. Vă mulțumesc. Înainte de a pune punct la discursul meu, care a fost cam lung și poate v-am plictisit, îmi cer mii de scuze, dar câteodată ne vine și nouă să lucrăm și verbal, nu numai practic. Uniunea Artiștilor Plastici, sucursala Șimleu Silvaniei Stelaj, în mână diploma de excelență se acordă artistului plastic Ștefania Maria Buzan pentru realizarea expoziției de pictură pe urmele maestrului Șimleu Silvaniei Stelaj, locația CNIPT, din data de 12.08.2021. Președinte Uniunii Artiștilor Plastici, sucursala Șimleu Silvaniei Stelaj, profesor pictor Costelar Dumitru. Domnule profesor, dați-mi voie să spun și eu câteva cuvinte înainte să o lăsăm pe Ștefania să vorbească și personal și prin picturile pe care le-a adus astăzi să ni le prezinte. Eu cred că o încununare a succesului Ștefaniei este atunci când elevul își va depăși maestrul. Și sunt convins că va ajunge la acel moment. Ștefania, mult succes și așa cum spunea doamna director Lipo, un zbor cât mai înalt și aripi cât mai înalt. Am să încep prin a vă mulțumi tuturor pentru prezență astăzi aici. Este o onoare faptul că am reușit să realizăm împreună cu domnul profesor Costelaș Dumitru, cât și sprijinul primăriei a Consiliului Local și nu numai, această expoziție pentru care am lucrat mult, peste 2 ani. Între timp am lucrat alte lucruri, dar
împreună cu profesorul meu am ales acestea, le-am ales pe acestea, pentru că mi s-a părut că transmit mult mai bine mesajul pe care am vrut să-l transmitem. Sunt onorată că fac parte din Cercul Silvan Art și Leo Silvaniei, de 6 ani, cum a spus profesorul meu. Eu nu sunt o persoană care vorbește, sunt tăcută, dar am învățat că nu este neapărat să folosesc cuvintele prin a mă exprima. Ci sunt multe alte moduri, dar pentru mine pictura, arta, nu doar că mă reprezintă, ci mă ajută pentru a comunica aceste sentimente și emoții pe care le simt zi de zi. Nu am să mai vorbesc mult pentru că, cum am menționat, nu-mi este în fine. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru prezență și pentru cuvintele frumoase tuturor. Și sper să vedeți și să simțiți ceea ce am vrut să transmit prin aceste 15 lucrări. Stefania, noi îți mulțumim! Pentru această după-amiază minunată pe care ne-ai oferit-o împreună cu maestrul tău. Mulțumim mult! La mulți ani! Expoziția va fi deschisă atâta timp, lucrările vor rămâne în expoziție atâta timp cât ne permite cenei pe toată de ea acasă. Eu nu am nimic împotrivă, fericit și trebuie să-i încurajăm în ceea ce fac. Succes în tot de noi. Mulțumim! Mulțumim!